No. Nață. Iaca și iaca brobu. Gata. Ați le vedeți când a să zboare Porsche. Eu m-am plictisit. Eu deja am numărat toate oile posibile. Și albe, și negre, și sure, și chele. Dar nici nu mai spune. Eu fără telefon, ca fără aer. Eu nici nu știu cu ce să mă mai ocup deja. Ce să încep să fac? Să croșetez, să brodez, să cos. Haideți pur și simplu să ne furișăm și să ne luăm gadgeturile, ca întotdeauna, ce e așa greu? Ah, succese! I-a pus toate gadgeturile în raftul care îl închide cu cheia, dar cheia ea non-stop o poartă pe gât, niciodată nu mai scoate. Oho, dar și e chiar deloc, niciodată n-o scoate? O scoate! Eu știu și când? În duș! Da, da! Când ea o să meargă să facă duș, noi încetişor o să ne furișăm și vom lua cheia? Nu noi, dar tu! Dar de ce deodată eu? Dar cine nu a bândit-o pe mama? A? Da, aici sunt de acord. Stibat cu mama, asta-i de-a mâi culmea. Aici trebuie să jucăm șmecher, subtil. Interesant, ai vreo idee? Eu am idee? Lăsați asta pe umerii mei. Vă asigur, peste câteva clipe, cheia va fi la mine. Andreea, tu somnifere mai ai? Da, trebuie să mai am, dar pentru ce ție? Mai pe scurt, ascultați, eu... O să-i pun somnifere în pahar? Sau în ceai poate, sau în cafea. Și după o să vin la ea, o să-i propun să bea. Bea fără să se gândească la ceva și după somnifierul își va face efectul. Duplicat.
uitați de gadgeturi. Asta a fost ultima idee. Cum sunt ele acolo fără noi? Bietele, cred că le este dor. Nu știu, fetelor, ce să vă zic. Atunci a rămas ultima variantă. Să așteptăm până mamei trece supărarea. O lună o să așteptăm și după o să ne întoarcă gadgeturile. Dar care lună, Andreea? Eu într-o lună am să mor, am să mă năduși, tu înțelegi? Ai, de eram cât pe ce să trec pe nivelul 32, Doamne! Ai, și eram să primesc aur! Fetelor, nu trebuie ceva de gândit, trebuie ceva de făcut, nu știu ce înseamnă asta, eu nu mai pot, eu tot mă scarchin de acum! Eu nu mai pot fără telefon, Doamne! Nivelele rămân netrecute! Noi doar suntem trei surori! Noi mereu am găsit ieșire din orice situație! Cât de complicată nu ar fi situația! Fetelor, noi ce? Chiar nu putem să-i vedem ceva ca să ne salvăm gadgeturile? E de tu, Andreea! Ții minte! Cum ne-ai ajutat și ne-ai scăpat de pedeapsă? Când mama a aflat că noi cu Cristina am stricat ușa la școală! Da, ții minte! Am zis că totul am făcut eu și mama m-a certat doar pe mine. Da, tu ai luat toată vina pe tine! Tu ești mândria noastră, sprijinul nostru, înțelegi? Dar tu, Cristina, cine a reușit să fugă tocmai până la magazin să cumpere chiuvertă nouă și să o instaleze până când a venit mama, când noi am spart-o pe precedenta? Da, a fost așa ceva. Tu ești puterea și mușchii noștri! Da, tu? Dar eu sunt creierul vostru, micul geniu care mereu vine cu idei ingenioase. Și împreună noi suntem trei surori. Pentru noi nu există nimic imposibil în casa asta. Noi putem tot și toate. De aceea eu am o idee vicleană ca și mine.